genul programului talk show. Emisiune realizată cu sprijinul Ecocraft Best. Bună seara, stimați telespectatori, începem săptămâna în forță cu multe știri noi, ați văzut, a trecut și weekendul și s-a întors pentru episodul 3 de la Cu cărțile pe față, invitatul meu din această seară și am plăcerea să vi-l prezint încă o dată pe domnul Cristian Marius Vladu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatori, ceea ce nu se spune la episcop, nu? Bine ați revenit! Da, am avut eu pățanie cu episcopul meu, eu vin acum de la o conferință, s-a încheiat proiectul DAR, stimați telespectatori, conferința de încheiere a proiectului DAR, de fapt nu s-a încheiat, că mai avem până în 31 decembrie, dar a fost conferința de încheiere, ca să zic așa, și a fost extraordinar de frumos și de și obositor. Da, mă uit aici pe... Sunt foarte multe știri, și că Voiculescu a scris vreo cărți în pușcărie, pare sau ce. Deci, n-am ce să văd. ANAF, valorificarea proprietăților lui Voiculescu blocată de procese. Greu, deci nu, sunt o grămadă de știri. M-a certat o doamnă că v-am invitat la emisiune. Asta n-am apucat să vă spun înainte de... intrarea în studio și a zis cum, doamne, că... Ci că ați fost rău la Mintia. La Mintia n-ați fost un conducător bun. Ați stricat pe acolo niște jocuri și nu mai... Îmi pare rău că n-ați stricat mai multe. Nu, serios acum. Serios, da. V-ați lansat acum în weekendul trecut, nu weekendul ăsta, weekendul trecut v-ați lansat candidatura la președinție. Am văzut că am intrat pe Facebook, apropo, a fost congresul PND, a fost congresul partidului în care faceți parte? Deci în 5 au fost alegerile la nivel de județ și am fost ales președintele organizației județene a Partidului Național Democrat. Și în data de 12, adică alaltăieri, a fost Congresul Național la Palatul Parlamentului cu 1000 de participanți. Am ales forul de conducere, l-am ales pe domnul avocat Fenechiu, președintele partidului, un om care și merită, de altfel, un om echilibrat cu toate acasă, care știe ce vorbește, fără accente de vedetism, fără... Un om în regulă, un om ok și un om cu principii, foarte important, cu principii și caracter, ceea ce eu unul caut de foarte mult timp și iată că am găsit. Cu totul și cu totul întâmplător, dar repet, cu totul întâmplător, suntem născuți în aceea zi și aceeași lună. Dar e o chestie care s-a potrivit așa. Păi suntem compatibili, acum după noi urmează... Se pare că da, se pare că până așa. La urmă cine se aseamănă se adună. Văd că și cu datele de naștere tot cam așa, e o chestie care până la urmă limpezește apele. Și în politică. Se întâmplă o boroboață la constituirea, să zic așa, organizației județene, că s-a ridicat chiar în comentat la vorba poveștii. Dar nu l-am luat foarte tare pe colegul dumneavoastră că a spus un adevăr, adică un adevăr din ăsta dur. Adică domnul care a zis putere să furăm. Domnul Micluța Voicu, el e din reprezentant, mă rog, vicepreședintele pe zona Bradului. S-a exprimat nefericit, am zis eu, greșit într-un fel. El a vrut să spună una săracu și a ieșit alta. El a vrut să spună că la guvernare PSD-ul care fură, care nu știu ce, și că noi nu suntem la guvernare, că noi nu avem, și a ieșit o altă trăznaie. Acum, eu am intervenit atunci și am spus, domnule, exprimarea nefericită, omul s-a și mirat când a văzut ce am spus eu, că el în sinea lui n-a vrut să spună chestia, dar... Păi și-a dat seama după aia... Că... Asta e grav, domnul Vladu, pentru că vă dați seama un om domnul, propus domnul de... Michael, nu toată lumea face politică, sau a făcut politică, nu toată lumea... Așa. Vorbește foarte bine. Noi eram acolo între noi. Mă rog, a apărut și presa în momentul ăla.
Asta e, să mai scapă omul, important e să nu și greșească într-adevăr. Păi nu că... dacă nu mai cu vorba a greșit, e în regulă. Nu, dar asta a avut și o istorie, că probabil despre asta răuvoitorii au adus în discuție celebrele înregistrări despre care vom vorbi. Domnul Mihuleț, am să spun un lucru acum pe care nu l-am spus, dar o să-l spun. Îmi pare rău că atunci când s-au făcut înregistrările alea, n-am depus plângere penală acestui post de televiziune unde mă aflu acum. Și unde am fost și porcăit în toate felurile, de persoanele care nici nu știu dacă să mai uite la televizor sau mai au curajul să se uite când mă văd pe mine, remușcări ar trebui să aibă. Acele înregistrări au fost lucrate într-un studio și mi-asum exact ceea ce vreau să spun. S-au pus frazele cap la cap și a ieșit ce a ieșit, pentru că eu nu vorbeam singur acolo, domnul Mihuleț. Nu, eu n-am făcut monolog acolo, aveam un primar de la Orăștie în fața mea cu care dialogam, mai erau vreo doi primari în acea cameră de la, era o singură cameră încălzită în Caminul Cultural de la Casa de Cultură de la Călan, a sindicatelor, și câțiva directori de deconcentrate. Deci eu nu făceam nici monolog, nici nu vorbeam singur, cam așa a apărut în toate înregistrările care au fost, dacă vă aduceți aminte, nu se mai aude nicio voce. Deci lucrarea a fost senzațional făcută într-un laborator, într-un studio. Îmi pare rău și acum că n-am înaintat plângere penală împotriva studioului și că a trecut termenul. Asta se întâmpla în 2010 la alegerile parțiale de pe Colegiul 3 Hațe, când a candidat doamna Câmpeanu cu domnul Răducanu de la Baru, care candidat din partea era acumul locului, PDL-ului, din partea PDL-ului. Așa, acum mi-aduc aminte. Și doamna Câmpeanu era ministru muncii și candidat din partea PNL-ului. Eu nici acum n-am înțeles de ce s-au întâmplat lucrurile alea. Și nu pot să explic într-un anumit fel ce a urmat. Mai precis, mi se pare cu totul anormal ca într-un colegiu unde nu te știe lumea și mai vii și de la București să câștigi colegiul, indiferent ce mașină de vot ai în spate, contra unui om care, în opinia mea, reprezintă modelul de primar din județul Hunedoara. Omul ăsta a făcut tot ce a făcut în Baru, fără niciun leu, repet, fără niciun leu de la Consiliul Județean, cu fonduri europene. În toate satele alea are canal, apă potabilă și nu apă potabilă de la Apa Prod, ci totul făcut cu mânuțele lui acolo, cu stații de tratare automate, tip container, cu tot ce trebuie, poate cea mai bună apă potabilă din județul ăsta. Da, bine, vorbim asfaltul... de zona Hațegului. Da, lăsați că nu e chiar Hațegul la bar acolo. Păi nu, e zic, cam zona spre... Hațegului. Zona. Mai ușor, până asfaltul... vine apa din râu mare de Tezat la Deva, mai ușor ajunge la barul. Asfaltul în fața porții la toată lumea, iluminat, sală de sport, teren sintetic, mai știu eu ce mai are, cămin cultural de 1000 de persoane. Omul ăsta, repet, după mine e modelul de primar pe care eu mi l-aș dori în județul ăsta. Dacă județul ăsta avea încă vreo 68 ca el, eram departe, eram și noi ca Timișu astăzi, ca alte județe civilizate, așa. Suntem unde ne iau. Acum să vă spun ceva. Nu vă supărați pe mine. Păi de ce să mă supăr? Deci, acum, nu m-am supărat acum, eu atunci, da. Acum. Aoleu! Nu, că eu atunci n-am avut chiar... Nu erau la mine în emisiuni. Ascultați-mă, numai puțin. Da. Deci eu când greșesc, recunosc și îmi cer iertare și n-am niciun fel de problemă. Știu. Tocmai de asta. Dar vă spun, cu primarii nu exagerați foarte tare, pentru că în ce sens să nu exagerați? Păi nu exagerați foarte tare. Mai pentru... sunt și alții? Detalia lui? Nu, stați un pic. Ziceți, domnule, județul ăsta era unde-i Timișoara, unde-i, nu știu, unde-i Timișu, unde-i Cluj, unde-i nu știu... Nu. Și am să vă spun de ce. În primul și în primul rând, guvernul României, acolo ar fi trebuit lucrat foarte mult, pentru că uitați-vă, autostrăzile, fără căi de comunicație nu faci nimic. Îmi pare rău, poți să fii tu bun. Dacă nici județul ăsta nu a avut bun meseriaș, nu a avut fabrici, uzine, locuri unde s-ar fi putut dezvolta. Știți? Dar și are autostrada cu... Păi gândiți-vă, nu înțeleg. Gândiți-vă numai așa. Vine unul să fabrice mașini. Nu, hai să lămurim un lucru. Păi ce? Vă rog.
Noi semănăm cumva cu județul Alba? Că nu mă uit la Arad, că e prea aproape de graniță și zic, domne, și Timișu la fel. Hai să zicem că astea sunt prea aproape de graniță, nu se compară cu noi. Dar Sibiu e mai încolo de noi, dar Sebeșu, care are șomaj zero, da? Și de unde navetează și unde navetează oameni din Deva, din Simeria, din Orăștie. Ce are, domne? Alba ce are? Mai seamănă cumva cu Alba care a fost, cu Alba Iulia care a fost acum 25 de ani? Nu cred. Nu cred. Eu v-am spus că fluxul de muncă, de forță de muncă era invers. Ei veneau încoace. Corect, aveți dreptate. Din păcate, la ora asta lucrurile se întâmplă invers. Dom'le, de ce nu s-a întâmplat și la noi ce s-a întâmplat în Sebeș? Asta să-mi spuneți, că dacă îmi dați răspunsul și e în regulă și sunt mulțumit, mă ridic și mă duc acasă. Stați un pic. Vă dau răspunsul, dar nu plecați nicăieri. Da, ia să vedem. Vă dau răspunsul. Că nemți. Știți? Că nemți. Hai, domnule, lăsați-mă cu nemți. Păi nu? În sfârșit, vă rog. Bun. Vă aceți aminte că a fost, m-ați luat cu înregistrările acum, o să ajungem și la ele, poate revenim. Nicio problemă. Dacă nu anul ăsta, anul viitor. Repet ce spuneam, a fost anormal scorul care a fost înregistrat acolo, adică Madame Câmpeanu de la București să câștige într-un colegiu unde Daniel Răducanu era cel mai cunoscut. O aberație, o tâmpenie până la urma urmelor, dar un lucru explicabil ulterior prin dealurile care le-au făcut conducătorii PDL-ului la vârf. Cei doi, da? Pat și Patașon, care conduceau la ora aia PDL-ul, n-au făcut altceva decât să-l vândă pe... Ați avut președinte și vicepreședinți pe Pat și Patașor? Da, că eu nu știu să fi fost în organigramă. Întrebați-i, să vedeți cine erau aia. Acum cred că sunt pe poziții un pic antagoniste, așa. Nu prea să mai înțeleg bine. Din câte știu eu, l-au vândut pe sub masă pe săracul Răducanu și asta a fost. Ulterior, din ce am văzut eu, unii și-au luat și revanșa. Adică, la următoarea tură de alegeri, n-a câștigat cine, iar ar fi fost normal să câștige, fiindcă erau cei mai mulți primari, nu, de culoare, și a câștigat altul de altă culoare. S-au plătit niște poliții acolo. No, acum soarta, știți? Soarta. Bun, vă aduceți aminte, în schimb, când rămăsesem noi tura trecută, la candidatura din 2008, pe care vorba domnului Barbu, broasca aerioasă pe care trebuia să o înghită cineva și am înghițit-o eu, când v-au băgat... Împotriva domnului Rușanu, da. La Senat. Vă aduceți aminte, da? Greu. Da. Eu în 2008, imediat după alegerile locale, toamna târziu, când... poate că a fost cea mai frumoasă campanie, mai ales că știam că n-am nicio șansă. Rușanu avea 86% din primarii PNL pe colegiul lui, Deva, Hunedoara erau ale lui, Călanu... Hațegu cred că nu era atunci. Ba da, era și Hațegu. Țara Hațegului nu mai vorbesc. Mihai Leu a candidat de la PSD și el și cred că PC. Avea... Era Partidul Conservator. Așa, PSD și PC. Și Partidul el cred că mai avea ceva, avea vreo 7-8 primării acolo, 7-8 primari. Și eu cu broasca aerioasă aveam Brăchitova și Lunca Cerni. Lunca Cerni, pe care mi-aduc aminte că l-am ajutat la în vara lui 2008 să ajungă primar, m-a și trădat foarte repede, a și trecut la PNL atunci, după alegerile alea și a urmărit scopul omul. No, bine, acolo, ca primar cred că nu v-a așteptat să câștigați cu Lunca Cerni. Nu, dar ca primar jos cu pălăria, ca și caracter, în schimb, îndoielnic. Sau un om pe care mai bine să nu trebuie stat cu el. Da, atunci, dumneavoastră, de ce sunteți supărat? Haideți să vă zic o chestie. Că acum am jocurile... pierdut... Nu, lăsați-mă, că dacă acum m-am apucat să vorbesc, o să vorbesc eu. Uite, nu vă întrerup, vă rog. M-am bazat pe cele două prezidații. Și ce să te bazezi pe două primării unde n-ai nici votanți? Și atunci, împreună cu o trupă de oameni inimoși, așa, de la Simeria, 30-40 de oameni, aveam o organizație foarte bună pe vremea aia, niște colegi jos cu pălăria. Ne-am apucat să facem campanie, dar din timp. Și am luat așa, din poartă în poartă, oamenii de pe țara Hațegului s-au trezit cu mine la poartă și de două ori. Mediul rural, cel puțin, a fost așa, o surpriză. Și zic, dom'le, dar te-am mai văzut toată. Dar ați mai fost pe aici? Am mai fost, da. Și mai vin. Am obținut un scor
neașteptat. Rușanu se aștepta să câștige cu 50% plus 1, fără niciun fel de probleme în colegiu. Așa se aștepta la ora aia și Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l ierte. Și atunci candidatul PDL-ului de pe colegiul de Valea Jiului, din orice poziție, lua mandatul Gheorghe Barbu, să numea. Și n-a fost să fie așa. Dacă vă faceți aminte, eu l-am încurcat pe Rușanu și n-a luat 50% plus 1, de nici poveste să ia 50% plus 1. Benoni Ardelean, care a plecat de la noi și n-a fost lăsat tot de domnul Barbu să candideze pe zona Hațegului împotriva lui Timiș, săracul, Dumnezeu să-l ierte, care a murit, a trecut la PNL și a candidat pe colegiul de Brad Orăștie, da? Da. La Senat, și îl încurcase tare de tot. Era gata să și câștige colegiul pe Adrian Păunescu. Oricum a fost al doilea. Și cu acel joc al rezultatelor, Cosmin Nicula a bătut foarte tare pe colegiul de Valea Jiului, adică a luat vreo 19.600 de voturi și a și luat mandatul. S-a trezit domnul Dorin Păran la 2:30 noaptea, senator, când mai dormea acasă, nici nu știa ce să zâmne. A fost antologică pentru sistem, nu vă supărați. Aduceți-mi aminte ce mi s-a întâmplat mie atunci. Ce mi s-a întâmplat și ulterior, când am deranjat foarte tare, că vă spuneam eu data trecută, că la Mintea urmau să fie făcute niște investiții. Investiții care costau extrem de mulți bani. Ați văzut-o pe prima începută, da? Nu o să o vedeți probabil terminată niciodată. Evacuarea în Jlandens, da? Știți că e începută de până lui Borca. Contractul ăla de care spuneam emisiunea trecută. Da. Semnat în 2011. Acum suntem în 2015, mai avem un pic să face 2016. Și în 31 martie e și prelungit, de fapt, de anul ăsta. În 31 martie e la revedere. Gata. Da. Din științele mele, e realizat în proporție de vreo 20-22%. Acum mi-e greu să cred că se va finaliza până la 31 martie la anul, dar vom trăi și vom vedea. Și atunci au zis, cu ce dracu să-l prindem pe Vladu, trebuie să-i facem ceva, că m-au căutat la prefectură ca și în zilele astea, anul ăsta, de exemplu. Ce, și anul ăsta? Da, m-au căutat alții. Un fost secretar general al prefecturii s-a tot zbătut așa să-mi facă un dosar și n-a reușit, săracu, ce să-i fac. Care a plecat când am venit eu prefect. Și atunci am avut o nefericită conferință de presă. Mi-aduc aminte perfect cu domnul Barion de la Hunedoara în dreapta mea și cu Matei Oprița în stânga, candidatul pe colegiul tot de Hațeg de deputați de data asta, și fostul secretar general de la PD, domnul Marcu, mi-a dat asta. Și a zis, ia uite-te ce am găsit pe net. Cine sunt acolo, vă rog frumos, la cameră? Hai să focalizăm că a făcut istorie. Asta a făcut istorie. A făcut istorie. Nu cred că se mai aștepta cineva să mai vadă chestiunea asta. Mi-a dat-o mai multe exemplare și am zis, domnule, dacă tot avem conferință de presă, ia multiplicați-o, domnule. Da? Așa. Bun, ce e aici? E un tip așa mai cu burtă, da? Și cu un trabuc în gură, cu un țăran, cu un belciug și cu un lanț, da? Legat de nas cu belciugul ăla. Și ce spune aici? Ăsta e manifestul. Manifest. Hai să-i zicem un soi de manifest de pe vremea lui Ace Cuza și Octavian Goga, care conduceau la acea vreme, cred, sper să nu mă înșel, Partidul Național Democrat. Era foarte bine cotat în Transilvania. Adică ăsta unde sunt eu membru acum. Printr-o potrivire. Și spunea, da, țăranii și țăreniștii, vă uitați, da? Da. Te-au legat cu lanțioane și de nas te-au pus belciug, scutură-l cât mai e vreme, că de nu te pun la jug. Asta era, băi, Goga, frat săteni, v-ați lăsat amăgiți de slugile jidanilor. N-am făcut altceva decât să citesc ce scrie aici. Așa scrie, da? Da. Să-l vedeți, da? Da, normal. N-am, și nu, hai să-l mai arătăm o dată, deci, la cameră. N-am. Focusează-te, rog frumos. Deci eu ce spuneam presei de atunci? Dom'le, ce au făcut liberalii și țărăniști în perioada interbelică acum vreo mulți ani, fac și în momentul ăsta. Exact asta am spus și asta a fost declarația mea de presă. Bă, cu asta am început. Te rog, cu asta am început conferința de presă. Așa. Și am citit acest text. Ace Cuza și Octavian Goga. Nimic altceva. După care ne-am văzut de treabă, am spus ce trebuia să spunem fiecare în conferința de presă. Așa. Și am plecat acasă.
După o săptămână, un băiat deștept, așa, din echipa aia de campanie de la Rușan, a zis, doamne, nu, trebuie să-l găsim pe ăsta cu ceva. Păi hai să... Ce scrie aici în textul ăsta? V-ați lăsat amăgiți de jidanilor, țărăniți și liberali. Ah, păi stai că jidan e de fapt ca și cum i-ai spune unui ungur... Bozgor e termenul. Bozgor și așa mai așa. Departe. Deci e un termen urât. Hai să-l agățăm pe ăsta să spunem că ăsta e extremist, naționalist, șovin și așa mai departe. Antisemit. Antisemit, corect. Și-am apărut pe posturile locale de televiziune, al noastră, ăsta de astăzi nu era, cred că erau patronii de astăzi, dar nu postul, se numea altfel, Deva TV era pe vremea aia și... Deva TV, realitatea, nu știu... Așa. Am apărut pe toate posturile astea locale. De pe vremea lucram la Antena 1, noi ne-am ciocnit și acolo, nu e niciun fel n-am, de problemă. N-am știut cum se umflă gogoașa, cum se amplifică lucrurile, am apărut cu... fără să dea nimeni chestia asta care v-am arătat-o eu, m-a arătat-o nimeni la presă. În schimb, că am zis ceva de jidovi și că, vai, ce am făcut... Nu, că a apărut și în presă. Ascultați-mă. Că în ziarele scrise, să știți că a apărut. Chestia asta? Da. Păi era pe net, ce să mai apară în... Nu, dar în momentul în care partidul, hai să nu greșim, Partidul Național Creștin era asta. Hai să, că e și editura, vedeți? Da. Editura Universul. Era Tipografia Universul. Tipografia, mă rog. Tiparul de la Universul, da? Da. Partidul Național Creștin, nu Partidul Național Democrat. Bun. Asta a fost toată chestia. După o săptămână au zis, ce dracu să-i facem omului, hai să îl agățăm cu chestia cu că a pronunțat cuvântul jidovi. Așa scrie aici, n-am scris eu. A scris unul mai deștept ca mine, că mă gândesc că n-am eu nivelul lui Goga, nici măcar al lui Goga. Și am apărut pe posturile locale că am ceva cu poporul evreu. Următoarea zi am apărut pe posturile naționale că am ceva cu poporul evreu. Pe realitatea, pe ce mai rău. După încă o zi a apărut în emisiune, cred că la realitatea era o emisiune moderată de Tănase, de Stelian Tănase cu... Era cu Dinescu atunci? Dinescu, exact. Da. Era Tănase și Dinescu, țin minte. Secretarul general al partidului, domnul Vasile Blaga, cu care lucrasem și care despre care am avut o părere extrem de bună până la un moment dat, care fără să mă întrebe, fără să mă sune, cum până atunci ne auzisem pe tot felul de telefoane, dânsul era ministru, eu să zicem că am fost 2 ani și 7 luni prefect, ne auzeam, ne vedeam, n-a avut o părere proastă despre mine, nici despre activitatea pe care am avut-o la prefectură, ba din contră. Dom'le, surprinzător, nu m-a sunat, nu m-a căutat să mă întrebe ce s-a întâmplat acolo, ce a fost acolo, cei doi au sărit, bineînțeles, pe candidatul de la Hunedoara, adică pe mine. Domnul Blaga a spus că se delimitează, că nu se poate, că nu știu ce am făcut, că asta a fost toată istoria. De la o hârtiuță de genul ăsta am ajuns mare vedetă pe posturile naționale. Că sunteți antisemit. Că sunt de toate. Bun, vă reproșați, hai să vă întreb așa, vă reproșați faptul că n-ați explicat foarte clar atunci ce se dă și ce se cere și că ați citit sec într-un fel. Nu-mi reproșez nimic de ce sunt... Dar dumneavoastră nu puteți să citiți o frază din... În asta? Societatea de astăzi, acum, și acum, nu că n-aș fi de acord cu ce spune manifestul ca idee și ca... Așa. Deci până așa ați votat belciugul țărănist pe care l-au prins de nasul țării ca să o vândă la mezat, mă rog, se numesc altfel tunul, partidele sarea, acum. Spiritul, gazul, uite ce spunea și pe vremea aia, păcura, zahărul, pădurile, bălțile și pădurile, da? Bălțile și telefoanele, comerțul și industria sunt azi în mâine. Doamne, asta scrie aici. N-am scris-o eu, n-am inventat-o eu. Nu, așa e și astăzi, numai că nu mai sunt în mâinile unor grupuri altora, de interese. Altora, bun. Și o zicem asta frumos. A fost tot ce s-a întâmplat atunci. Marele antisemit, noroc cu nevastea mea săraca, după ce a văzut toate emisiunile și m-a văzut destul de bulversat, afectat, așa, că nu mai înțelegeam eu nimic. Aveam un prieten bun în capitală, nu știu dacă trebuie să-i dau numele acum, poate că nu e bine să-i dau, cu dublă cetățenie și americană și română. L-am sunat, el era evreu, un tip destul de important. Și i-am zis, uite ce am pățit. Și zice, te-am văzut la păpusurile de televiziune, dar ce, ai nebunit, ai ceva cu noi? Zic, eu am să-ți trimit DVD-ul.
conferințe de presă și dacă tu din ce vezi acolo crezi că am ceva cu voi, ok. Ies public, îmi cer scuze, nu mai continuăm explicațiile, i-am trimis DVD-ul, am văzut și zice, lucrurile astea noi le reglăm, noi evreii le reglăm la masă, duminică mă duc cu rabinul la masă, i-am dat DVD-ul, ne auzim duminică. Și duminică m-a sunat om. Duminica, noi, duminica fiind după vinerea cu emisiunea cu Blaga, cu Tănase și... Și noi, ca să păstrăm suspansul, ne auzim, stimați telespectatori, după publicitate, că e momentul ăsta și ne și vedem, bineînțeles, publicitate și revenim. Și am revenit, stimați telespectatori, numărul de telefon este pe ecran, puteți să ne deranjați când doriți dumneavoastră. Am rămas, domnul Vladu, la... întâlnirea, da. la ce v-a spus întâlnirea... prietenul american, după ce s-a întâlnit cu rabinul... E și român. Românul american, în București, sfârșit, acum. Ok. S-a întâlnit cu rabinul, i-a dat DVD-ul și apoi... M-a sunat omul, îl cheamă Robert, nu mai spun celălalt nume, că n-are sens, m-a sunat Robert duminică seara și mi-a spus, ne-am uitat pe DVD și rabinul s-a... convins că n-ai nimic cu noi, ți-l dau la telefon. Pentru mine a fost o surpriză extraordinară, pentru că nu vorbise niciodată cu Moses Rosenko. Bună seara, bună seara, domnule, e o făcătură, ne-am lămurit, atâta vreau să-mi spui, dacă te ajută să ies pe un post public de televiziune, să spun că toată chestia e o lucrătură și o nemernicie. Și apropo de reproșuri, că m-ați întrebat ce îmi reproșez. Da, îmi reproșez că la momentul ăla am făcut ce a zis fostul vicepremier al României, cu care aveam o relație foarte bună. De domnul Pogea Gheorghe, da. A, da, așa. Că el m-a și sunat după toată istoria, singurul care m-a sunat. Și mi-a zis, băi, ce s-a întâmplat? Uite, asta i-am explicat. Nu s-a întâmplat nimic din punctul meu de vedere, dar au fost niște interpretări date de alte persoane. A, zice, stai liniștit, nu da nicio declarație, nu face nimic, nu ieși în presă, nu da dezmințiri, că presa scrie o zi, două și gata. Nu mai scrie după aia și... M-a și răsunat și mi-a spus, bă, să nu cumva să ieși, să nu, gata, nu te duce pe niciun post, nu face nimic. Bine. Trebuia, în schimb, să-l las pe rabin să iasă, pentru că răspunsul meu a fost, nu, și așa a fost destulă vâlvă. Dacă dumneavoastră sunteți împăcat cu lucrurile astea și cu faptul că eu n-am avut și n-am niciodată vreo problemă cu poporul evreu, pentru mine e în regulă. Și a zis, da, nu e niciun fel de problemă, dar sigur nu doriți să ies pe un post național să dau o dezmințire. Nu, mulțumesc. Eu mi-am văzut de treabă, dânsul și-a văzut de treabă. Lucrurile, în schimb, n-au fost explicate și îmi pare rău că am făcut ce a zis Pogea atunci. Adică să nu mai fac niciun fel de valori. Îmi pare rău că ulterior, la înregistrările de la Călan și la ce a urmat tot pe postul ăsta de televiziune, unde, hai să fim sinceri, acum eu știam că vin la spânzurătoare, că nu o să vin ca la mine acasă, că n-ai unde să te duci. Stați un pic. Antena 1 ia cu... Vorbiți de emisiunea asta, că veniți la spânzurătoare? Eu vorbesc de postul de televiziune, n-am zis de emisiunea asta. Dacă ați sesizat. Stați un pic. Bun, eu din punctul meu de vedere... Din punctul nostru de vedere este ok. Este ok și din punctul meu de vedere ați fost un moderator corect. În ce mă privește, nu am ce să vă reproșez. Eu vorbesc de postul de televiziune. Hai să nu amestecăm lucrurile. Să vă spun ceva. Colegii mei... Nu trebuie să faceți nici afirmația asta pentru colegii mei. De regulă, eu n-am unde să mă duc. La Info HD dau de Arion și de Carmen Hărăul. Aici dau de cine dau. La Antena 1 dau de Petre Mărginea. Nu, de să te duci, domnule, ce vrei să faci în devastă? Să vă spun ce, știți ce se că întâmplă? N-ai ce, n-ai nu unde aveți, să... Nu aveți o... Acum vin și eu și le iau apărarea... N-am bani să fac televiziune, să știți. Nu, stați un pic. Dacă asta vreți să spuneți... Nu, nu-i vorba de asta. N-aveți o prejudecată pentru că, bun, eu îi cunosc pe colegii mei și din celelalte televiziuni și din televiziunea asta. Nu, credeți că suntem chiar așa răi? Sau... Haideți să... Nu vreți să mergem mai departe cu... Ba, da. Vă rog, dacă tot... Am trecut peste... Și ajungem la capitolul Mintia. Păi am supraviețuit și eu un an de zile. Am mai lucrat pe la firme de transport feroviar. Am rămas în zonă, să zicem. Și a urmat capitolul Mintia când am fost numit prin ordinul ministrului. Și așa scrie domnul, colegul dumneavoastră de la Ziarul Hunedoreanului, Marcel Botcă. Am fost eu coleg de facultate, da, am fost coleg de facultate cu Adrian Vidanu, dar ani paraleli. Eu am terminat tehnologia transportului și telecomenzi feroviare și el a terminat autovehicule rutiere. El a terminat partea de auto, eu partea feroviară. Am fost ani separați, mai mic ca mine cu un an, nu promoție cu mine.
Dragnea a fost coleg cu mine de aoleu. Da, Liviu Dragnea a fost coleg cu mine de facultate, numai că el a mai rămas un an, a făcut 6 ani să o aștepte pe bombonica, pe nevastă sa. Era la mod atunci, nu că n-ar fi avut medie, nu. Bombonica soția, nu bombonica care e acum în Parlament. Da, și a terminat cu Adrian, cu Videanu, a terminat după mine cu un an, din motivul ăla, v-am spus, că așa era moda. Ca să, cel mai mare știți că îl trăgea pe celălalt cu medie mai mică și atunci, dacă erau soț-soție, le dădea repartiție în același loc. Așa era pe vremea noastră, orașele mari erau orașe închise, n-o puteai. Sunt foarte curios. Și cine avea medie mai mare, bombonica sau Dragnea? Dragnea. Deci da. Aoleu, deci nu e, da, și Videanu a avut medie foarte mare. Videanu a fost președinte la Tineretul Comunist pe vremea aia cu ASCR-ul. Cred că a terminat cu 9-80, medie foarte mare. Cer deci, voie să fiu rău, stimați telespectatori. Fiți răi, și domnul invitat. Da, asta e. Teleormanul ăsta, domnule, izvor de... Bun, am fost numit la Mintia. Așa, vă rog. După ce o scurtă perioadă de timp activasem prin Consiliul de Administrație, dar foarte puține luni înainte, n-am reușit să exercit funcția de director general pentru că era ocupată. Așa. Fostul director general al LIC, dacă vă aduceți aminte, a rămas în concediu medical mai mult de un an, adică a revenit din medical după ce n-am mai fost eu. Dar prin 2011 și... Atunci, printr-un artificiu în Consiliul de Administrație, am fost numit director general adjunct cu prerogative de director deci, general, o porcărie. Numai puțin. Da. Deci un an de zile asta, domnul Alic, în concediu. Mai mult. Ce s-ar întâmpla dacă eu mâine mi-aș lua concediu? Stimați respectiv. Păi după lege puteți. Și așa. Puteți și să stați un an de zile? Și peste un an, da. Cu comisie, cu chestii, da. Ce comisie, domnule? Da, domnule, da, pentru boli profesionale, cronice, chestii de genul ăsta. Domnule, știu că sunt bolnav, ascultați-mă puțin, deci eu știu că sunt bolnav cu capul că vin și pierd timpul la televizor, știți? Da, chiar în halul ăsta să-mi iau concediu deci un an foarte, de zile. Deci eu vorbesc foarte serios, mai mult de un an. Bun, acum... Ați avea credere într-un om bolnav să conducă nu știu ce mare instituție care îți stă un an de zile în concediu medical... Domnule, nu zic de domnul Alex, zic la general. Deci în general, nu. Ați făcut manevra asta vreodată? Nu, niciodată. Deci n-ați fost în concedii medicale ba de astea da, prelungite? Cât o săptămână, 3 zile. Nu, prelungite, un an de zile vorbesc. Nu, nici poveste. Bun, până la urmă, printr-un compromis, să zic așa, și printr-o, nu știu, lucrătură, să zic, de genul... Domnule, oamenii din centrală pot să spună dacă am făcut și lucruri bune, dacă nu, am făcut numai... Nu, stați, că nu despre da. Asta vorbim. Ați ajuns director general la Mintia. Da. Bun. Adjunct cu prerogative de general. Adjunct cu prerogative de general. Am fost singurul care nici n-am luat, deși mi-am făcut toți indicatorii și chiar am făcut treabă în anul ăla, fiindcă ministru... poate că n-aș știu, Mintia era una din cele 30 de companii monitorizate de femei și pe vremea anului 2010, când am fost eu acolo, și trimestrial. Doamna Ciobanu trăiește încă. O salut dacă mă mai dacă se uită la emisiunea asta. Un director economic foarte competent din punctul meu de vedere. Ne înființam în fața ministrului la trimestru. La fiecare trimestru și dădeam cu subsemnatul între ghilimele cu bilanțul și de fiecare dată ministrul se uita la noi. Doamna Ciobanu, repet, trăiește. Spunea Cristache, era vorba lui, era vorba mai veche din studenție, Cristache, ce dracu faci la Mintia, faci profit? Asta erau de fiecare dată întrebările lui, pentru că toată lumea din termoelectric avea găuri, avea gropi, nu găuri. Turceniu, 38 de milioane de euro gaură, adică pierdere, Rovinariu la fel, vreo 40, Ișalnița sau Craiova, unde era Bălășoiu și unde era împuternicitul ministrului acolo să facă el al doilea complex energetic, la primul împuternicit era David de la Hidroelectrica, unde intram și noi, în hidroenergetica aia. Așa era atunci strategia. Păcat că nu s-au mai ținut de strategia aia. Mintia nu murea dacă se mergea pe strategia aia. Chiar și Bălășoiu avea pierderi extrem de mari, pentru că pierderile atunci erau să înregistra la nivelul a 10 de milioane deci de euro. Și cum reușea, numai puțin. Deci era o altă piață a energiei, era un alt preț al gigacaloriei. Eu nu le plăteam 114 lei sau 124 de lei sau cât le plătește acum Mintia minerilor pe gigacalorie. Le plăteam 56 de lei. Era și o altă piață, repet, pe PZU, pe piața zilei următoare, megavatul era mult mai sus ca preț decât e acum.
Aveam și o producție în reglementatul, reglementatul la ora asta, reglementat de ANR, da? Reglementatul nu mai există. Și dacă ba, nu mai... acum, ba, reintră și acum o să le scadă. Am văzut astăzi o știre pe Digi24 că le trage așa preșul de sub picioare puțin, vreo 15% cu minus, mi se pare, Enelul din Muntenia. Nu faceți confuzii de astea, că sunt regretabile. Faptul, nu, că, știu, faptul că le scade ANR-ul prețul de distribuție la cei care fac distribuție, așa, care au licență de distribuție, e una, fiindcă ne-au încasat facturile umflate. Corect. Dar nimeni nu spune nimic. De vreo 10-12 ani, dar toată lumea tace, că la toți le e frică să vorbească. Toți producătorii de energie sunt așa cu căciula, cu sabia lui Damocles deasupra capului, fiindcă dacă vorbești ceva, te trezești cu tot felul de contre și de controle. Și atunci mai bine taci. Nu, e o chestie simplă. Așa e în economia românească. De când e lumea. Bun, da. Și ce, ANR-ul nu... ANR-ul trebuia să ia măsura asta de foarte mult timp, pentru că corect. În momentul când s-au privatizat anumite zone, da, că sunt numai din electrică, anumite bucăți din electrică, fosta firmă de stat, da, ăștia trebuiau să facă niște investiții, trebuiau să investească în rețele, în transformatoare, în linii și așa mai departe. N-au făcut investițiile, dar ele au fost cuprinse și au umflat factura la populație, ca și cum ar trebui să le facă, cu alte cuvinte, tot pe banii noștri. Nu, nu. Contractul de privatizare prevedea că într-o anumită perioadă ei să vină cu aport de capital să facă investițiile. Aportul de capital n-a mai venit. Ei au umflat facturile și au încasat banii care trebuiau să investească tot de la noi și, culmea, investițiile tot nu le-au făcut. Deci e atât de moartă problema încât ar trebui să scadă tariful ăsta de distribuție cu vreo 30% ca să ne luăm banii înapoi. Toți banii care ne-au luat ăștia de 10-12 ani de zile. Asta este realitatea. Mai că nimeni nu spune lucrurile astea. Toată lumea se ferește să spună lucrurile astea. Te lupți cu mari concernuri. Te lupți. Nu. Sunt niște chestii false de foarte multe ori. Populația a plătit și prețul. Aveți manifestul ăla pe masă? Păi l-am, de ce? Păi dacă aveți manifestul ăla pe masă... Dar nu-i manifest, domnule. Asta e o chestie care... Mă rog, manifest sau ce-o fi fost în 1900... Și era, domnule, cum le ziceți la astea? Material de campanie. Material de campanie. Material de campanie. Flyer, dar nu se inventase pe atunci termen de flyer. Votați semnul drum drept. Uite, vedeți că aveau și semnul electoral. Votați semnul drum drept. Asta era semnul Partidului Național Crește. Și era o linie. O linie, da. În sfârșit, da. Haideți să vă spun ceva. Apropo, știți pentru ce sunt semnele electorale, da? Nu? De ce au fost inventate astea? Ochiul, degetul, drumul drept, săgeata, soarele. De ce au fost, domnule, inventate astea? Habar n-am, că mulți nu știau să citească. Bravo. Păi pentru analfabet, nu? Bravo, da. Păi și se păstrează. Că... Bravo. Mulțumesc, frate, deci pentru cei care nu știau carte, da. Domnule. Bun, păi normal, da. Na. Da, eu zic că de circulație, dacă mă întrebați pe mine. Eu zic că am făcut și lucruri bune în perioada aia, lucruri care s-au și păstrat la. Bun, dar atunci sunt oameni care am zis: "Doamne, la schema ce?" Da, vi se pare? Ce ați făcut acolo de nu în regulă cu ce? Nu știu, ați dat afară oameni, ați angajat alții. Am făcut o primă restructurare, păi aia trebuia făcută și trebuie făcută mai multe restructurări la, mă rog, unde la Mintia. Lucrurile s-ar putea să stea cum au stat și la Doicești, care din știința mea, deci era în perioada lui 2010, nu produsese niciun megawatt, sper să nu greșesc, timp de vreo 6 ani. Și oamenii s-au deprofesionalizat acolo, sau până la urmă s-a închis. N-avea nimeni curajul să ia taurul de coarne și să închidă centrala aia care nu mai funcționa de niciun fel, nu mai era viabilă, nu mai era nimic. Păi nu, dar asta mai funcționează. Da, mai funcționează cât mai funcționează. Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că are cel puțin două mari probleme. Lăsând problemele de ordin tehnic cu tehnologia anilor 69-70, care e sub critică și este extrem de proastă ca randament, adică cu randamente extrem de scăzute. Pentru anul, să zicem... Pentru anul 2015, sigur. Așa. Că da, e tehnologia anilor 70, ce vreți? Asta e. Statul ar fi trebuit să vină să investească aici, statul român ar fi trebuit să retehnologizeze, așa cum a făcut-o și la Turceni și la Rovinari, da? Să înlocuiască grupurile astea cu vreo 2 sau 3 grupuri mari de 450, nu de 210 cum sunt astea, 235 are grupul 3, ăsta care zice să e modernizat cu Fortum, cu consorțiul ăla. Modernizat. El e varză acum. El are 95.000 de ore de funcționare net, ar fi trebuit să aibă recaul la 50.000 de ore. Nu l-a avut.
un recal la turbină extrem de scump, nu știu cine le dă bani ăștia, părerea mea e că cehul nu o să le dea niciodată bani ăștia și atunci o să meargă cu randamente mici, pentru că de-aia merge cu randament mic grupul ăsta. Eu am mai spus-o și atunci când m-a oprit în drum, în trafic și toți deștepții și-au dat cu părerea. Ce, domne, cum, că da, merge, el a fost, din prima a avut randamentul mai mic decât randamentul de proiect. Acum cred că are vreo 32-33% dacă îi dau drumul mâine. Dacă stați să da, există să o cameră acolo, domnule, există o cameră la dispecer, unde așa. Dacă vă primește cineva în centrală, eu aveam obiceiul bun să primesc oamenii de la presă. Nu e mare scofală, domnule, cu directorul sau cu unul din director sau chiar cu directorul. Să vorbesc merge. Cu domnul Floruț? Nu știu cum îl cheamă, nu-l cunosc. Domnul Floruț. Nu, da, știți, da, acum se ia apa și căldura undeva, nu știu când, că s-a spart nu știu ce țeavă. Mâine? Mulțumesc, regia, mâine. Am văzut și eu pe Facebook. Nu știu, apa e una și căldura e alta. A, și apa caldă și căldura? Apa caldă și căldura. Cum? Da, da. Sunt da. Împreună. Astea sunt legate una de alta, așa este. Deci toată ziua de mâine e pa pentru Deva. Dom'le, apropo, eu am un studiu interesant făcut pe fonduri europene pentru Deva, dacă tot m-am apucat să-mi pregătesc campania, nu? Pentru la anul. Și vă anunț, de data asta vă anunț că am ajuns la un cost al gigacaloriei de 170 de lei. Nu vă spun cum deocamdată, e o surpriză plăcută pentru la anul. Fără niciun fel de subvenție. Știți că prețul gigacaloriei la ora asta e format din prețul de pornire stabilit de ANRSC, pentru că ANRSC-ul îți impune un anumit preț, 174 sau 175 de lei, cred că e ceea ce e reglementat de ANRSC. Atenție. Prețul de referință. Așa. Prețul, la care se adaugă subvenția de la primărie. Până la vreo 354 de lei, cred cât e gigacaloria acum în Deva, de la 175 până la 354, e diferența aia pe care o plătește tot omul de rând din Deva, din taxele și impozitele lui, și o mai adaugă la ce e prețul de referință. Și ajunge undeva la vreo 350 ceva de lei, 360 de lei gigacaloria. Eu am calculat o gigacalorie cu investițiile, repet, pe fonduri europene făcute, la 170 de lei curată, fără niciun fel de subvenție din partea populației, pentru că, până la urmă, tot populația o plătește. Cu sau fără mintia? Nu vă răspund la întrebare acum. Nu o să vă răspund acum. Deci, numai puțin. Deci e unfriendly, domnul Nu, nu sunt unfriendly, dar... Glumesc, domnul Vlad, încerc să... Deci nu vreți să-mi spuneți acum dacă este cu sau fără mintea. Vi frică pentru... Da, de fapt, nu. O să trebuiască să-mi spuneți în campania electorală. Sigur, n-aveți în control. Sigur. Bun. Deci există o soluție Vreți să le dau tema de casă altora și să apuce și ei să calculeze? Să calculeze, să învețe, să citească și ei cum am citit-o, tot ce înseamnă legislație. Deci nu, asta cu eu vorbesc serios acum. Deci, bun, n-am calculat eu, stați liniștit. Asta cu calculatul, nu vă supărați, dar nu știu să numere luminile unii, alții nu știu să numere statuile. Și alții nu mai știu ce nu știu, dar din punctul ăsta de vedere vă faceți prea mari iluzii că cineva v-ar putea fura ideile. Chiar și bune fiind și da, nu, eu domne, sunt deci eu vă atrag atenția că în centrala mai există și oameni ok care știu meserie, să știți. Nu a zis nimeni altceva. Ascultați-mă, deci respect pentru. E adevărat că nu sunt foarte mulți, sunt mai mulți doctori decât că așa acolo când am venit eu erau vreo 13 doctori. Cu doctoratul luat și s-au mai făcut vreo 2, cred. Unul e Borca cu P sau cu B, nu mai știu. Și altul nu mai știu. Cred că nu e cu B, hai nu să nu fim așa. Bă, mă rog, Borca, da? Și nu știu, cred că s-a mai făcut cineva cu doctor de atunci. Dar vă dați seama, 13 doctori ingineri aveam. Cu salarii. Nu cu salarii, cu știință, domnul Vlad. Și la atâta știință. Da, mă rog, mai avem un minut jumate de emisiune. Vă spuneam că în opinia mea mintia are o problemă majoră, problema de mediu. Și ați văzut că zilele astea s-a întâmplat o trăznaie, adică Garda de Mediu a amendat cehul cu partea de termocentrală Mintia, mai precis, cu o sumă enormă, adică suma care de fapt trebuia să vină ajutor de stat, cred. Cred că așa e făcută amenda. Deci dacă ar mai funcționa în condiții normale, în condiții normale, adică oamenii și-ar lua salariile astea care sunt acum până la anul în 31 decembrie, dacă nu se întâmplă ceva cu mediul și dacă nu cumva închide mediul, pentru că e acest dacă,
Dar din 2017 mai intervine o problemă. Piața serviciilor de sistem se liberalizează și ceea ce iau acum 55 de lei pe megawatt rezervă terțiară lentă, în condițiile în care ei săraci n-au cărbune pentru un grup. Dar aminte să mai țină și două grupuri în rezervă terțiară lentă și să le dea de nou pornire mâine, să vedeți ce se întâmplă. Va fi râsul lumii. Și Transelectrica știe lucrul ăsta, că Mintia nu are cărbune să asigure acest retele. Uite, dar în ianuarie ne vedem. Nu, ianuarie 2017 ne putem auzi pe tema asta, pentru că la liberalizarea serviciilor de sistem... Eu vorbesc de ianuarie 2016. Știți ce înseamnă liberalizarea serviciilor de sistem? Așa? Se scol la licitație. Și o să vină turcenul care are grupuri mari de 450 și o să dea 15 lei pe megawatt, da? Pe retele. Păi, cine-i mai dă lui Mintia 55? Asta e marea problemă. Asta e mare problemă. Pe care nu ne-o spune nimeni... Dacă nu vă spune, vă spun eu în seara asta. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc și eu, mulțumesc la fel și doresc tuturor telespectatorilor noastre, dar nu numai telespectatorilor, tuturor cetățenilor de vei, în primul rând, și a județului Hunedoara, până la urmă urmelor, cei care ne mai văd, sărbători fericite, un an nou mai bun și gânduri mai bune pentru viitor, fiindcă părerea mea e că dacă ceva mai avem, mai avem speranță. Eu încă mai am speranță. Încă o dată vă mulțumesc. Terminăm așa, cu speranță, stimați telespectatori. Ne revedem miercuri. Rămâneți cu Andrei Sora, Astele și Destin. Vine imediat să vedem ce spun astrele când ajunge. Iară merge transportul, nu mai zic nimic, iară merge transportul local ciudat. Deci, când ajunge Andrei Sora, stați pe lângă telefon. Noi ne revedem miercuri. Nu uitați, România nu e a lor, e a noastră. Emisiune realizată cu sprijinul EcoCraft Best. Hunedoara TV prezintă în fiecare joi de la ora 18:30 Hunedoara Plus cu Cătălin.